Credeți că ar trebui să mai rămână consilier județean ca să reportez? Nu. Și aici va fi tot o discuție în birou... Da, eu vorbesc acum strict. Da. Asta spune, deci va fi tot... Va fi o discuție. Toate... Domnul Lungu ne-a spus că e colegi, credeți? Stai, stai, numai. Toți oamenii care au avut acțiuni împotriva Partidului Național Liberal în interior, vor fi supuși unui comis intern. În biroul politic județean se va discuta în următoarele săptămâni, persoană cu persoană. Nu mai există trădări și PSD-și de grădă. Domnul Lungu și domnul Bucărău, sunteți și consilier județean. Colegul meu ar fi să deportez cu Bucărău, dar dacă trebuie să rămână alături. Atâta timp că nu a făcut politica Partidului Național Liberal, nu ar trebui să. Domnul pentru implicarea dânsului în activitățile altor partide politice, trebuie să plece din PNL. Domnul Lungu, dar de ce ați așteptat ca să ajungă scânteia în partid, ca să luați astfel de decizii? Care le știați de ani, de zile, mi l-am spus și noi de multe ori. De când m-ați mai văzut într-o conferință de presă? Păi, mai spuneam ceva pe Facebook și atâta tot în rest. La un moment dat, toți cei care erau nemulțumiți de activitatea politică am fost lăsați deoparte, marginalizați, efectiv marginalizați. Ăsta a fost adevărul. Ai lăsat că a fost vremuri, când a fost și pe Caip aici. Zanzi, chiar așa. Ia spuneți-mi pe Caip. Era domnul Cricea, cu domnul Dănăilor la conducerea partidului. Așa, și unde era Carmen? Îl susțineam pe domnul Dănăilor în... Lăsați, unde era să nici unul roxit al partidului. Nu mai e un lucru, da, spuneți-mi. Vedeți, dar Dănuț a fost pus pe locul 12 la... Categoric, nu sunt de acord, mă refer la faptul că domnul Lungu totuși a fost în cercurile de conducere ale partidului și știa activitatea domnului Cortez. La asta, strict la chestiunea asta mă referam. Eu am avut destul de discuții în interior. Și eu chiar cu domnul Cortez în ultima perioadă nici nu mai discutam. La... Pentru că dânsul nu avea nicio funcție, dar dânsul se ocupa de multe, multe care nu aduceau rezultate. Eu am atras atenția, inclusiv cu... Președintelui la muncit de Adrian Tavarat, i-am atras atenția și lui Dănăilă, Dănăilă spunea tot timpul, lasă, vedem, hai să discutăm. Și când aveam de discutat, discutam. Mă, eram chemat la ședințe, nu mai discutăm mapa, hai să vedem ce facem cu mapa, hai să vedem ce părere ai despre acest proiect, dar e cuvântul, dar ce părere ai despre asta, atâta urmită aceea. Imagine pentru Partidul Național Liberal, nici de cum pentru a crea ceva. În momentul în care am început, eu v-am mai spus lucrul ăsta, cred că ar fi dat. În momentul în care am început pregătirile pentru alegerile locale, s-a format o comisie, o comisie în care era și domnul Căpățână. N-am nicio treabă cu domnul Căpățână. Chiar îl respect, am fost colegi în Comisia de Sănătate, este un moment super ok, dar pentru mine a fost dezamăgitor când în acea comisie, formată la nivelul interiorul partidului, era cineva care doar ce venise în partid și trebuia să evalueze activitatea colegilor mei și inclusiv a mea, eu care pe de cât consider că sunt reprezentativ PNL-ului și în general cetățenii au făcut legătura între mine și PNL, eram evaluat de domnul Căpățână care să știe destul de bine activitatea dânsului politic.